Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou material. Cum să câștigi în cripto și nu doar în cripto, ci principiile pe care le învățăm astăzi puteți să le aplicați mai în toate domeniile. Dar, preponderent, acesta este un canal pentru investiții dedicat educației, în special în zona cripto, așa că vreau să ne axăm pe zona aceasta, învățând niște principii foarte, foarte importante, pentru că sunteți mulți care vreți să înțelegeți efectiv cum, Doamne iartă-mă, se poate face bani din lumea asta. E bine, mulți vor boom-uri peste noapte, mulți vor avioane, mulți vor rachete, iahturi și visăm și uităm să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să trăim în realitate. Să fim racordați la ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, în cotidian, la viața de zi cu zi. Și nu, dacă vrei avioane, ăsta nu e canalul potrivit, dar dacă vrei să te educi și să începi să faci bani pe termen mediu spre lung, ca să ai prosperitate în mijlocul vieții tale, în primul rând emoțională și după care financiară, atunci cred că clipul ăsta este pentru tine. Cu dumneavoastră este Robert Recu cu cele mai importante, spun eu, update-uri din zona cripto, dar câteodată și principii faine din care putem să învățăm foarte, foarte multe lucruri. Asigură-te că rămâi până la finele acestui material, cap-coadă, ia-ți un pahar cu apă sau o pahar de țuică, niște pălincă, nu, apă, că țuică iară nu-i bună, că îți încetușează gândurile și mintea și tu trebuie să fii lucid. Dacă conduci și ești pe drum, asta îi, să ai apă lângă tine sau măcar o cafea bună. Cafeaua bună e fără zahăr și fără lapte, da? Punct. Dacă poți și de specialitate, asta deja e bonus. Deja nu mai trebuie clipul ăsta. Ai cafeaua bună. Să rămână la revedere. Bun, pentru cei care mă cunoaște, sunt antreprenor și investitor, dezvolt platforma educațională Grep Capital și am 28 de ani. Una peste alta, de ce ne preocupă spațiul cripto? Pentru că din nou este în vogă. Și da, când discutam de Bitcoin, era de pildă sub 17.000, sub 16.000, oamenii nu erau interesați și mulți vin și spun: bă, dar de unde mi-a apărut și tu? Am fost tot aici, doar că interesul era destul de mic pe atunci, pentru că nu eram în atenția media, dar acum interesul a crescut, înțelegeți? Și e bine, pentru că înseamnă că a aterizat unde trebuie. Astăzi o să zbatem 4 principii importante, plus unul bonus, deci 5 principii foarte, foarte importante. Înainte de asta, nu uita că poți să sprijini tot ceea ce facem aici, apăsând un simplu like, chiar acum să-ți rup din prețiosul timp și un subscribe, să dai o abonare, să apeși clopoțelul, să fii notificat efectiv atunci când postez. O să discutăm 5 elemente importante, da? Vreau să le scriem și să le ținem bine minte. Primul îi ce să faci, da? Ce să faci ca să prosperi puțin în lumea asta. După care discutăm despre cum o faci, da? Ce, cum? Care e punctul numărul 3? Desigur, punctul numărul 3 este de ce? Că poate nu știi de ce. Trece și salvarea acum pe drum. Doamne ferește! În sfârșit, cine trebuie să devii punctul numărul 4 pentru a putea să faci lucrul ăsta? Că aparent ați crede că spațiul cripto e pentru oricine. Luăm o monedă, băgăm și ne îmbogățim peste noapte. Nu e chiar așa. Și atenție, și pentru cei care sunteți mai vechi în breaslă, dacă nu sunteți deja foarte prosperi, nu prea pasă de cât timp ești în cripto. Și pentru că ai 10 ani în breaslă asta și tu ai fost acolo când s-a creat Dogecoin și când a apărut Ethereum, da, e fain, dacă nu ai finanțe prea multe, înseamnă că nu ți-ai făcut bine treaba. Poți să fii antreprenor de 20 de ani și să ai un butic la capătul colțului în capăt de sat și tu să zici că ești antreprenor. Că, na. Nu, nu e chiar așa. Contează cât de calitativ ai petrecut timp într-un anumit domeniu. Nu contează de câți ani ești în cripto. Înțelegeți? Eu în spațiul ăsta sunt aproximativ de 5 ani de zile și consider că în dreptul meu am prosperat mai mult ca mulți. Chiar cunosc câteva persoane de aici din Timișoara care sunt de mulți ani în spațiul acesta și credeți-mă, când mă uit că nici măcar o mașină nu au la capul lor. Da? Merg cu tramvaiul. Și nu-i rău să mergi cu tramvaiul, atenție, că nu, da, mașina e țelul în viață, dar înțelegi ce vreau să spun? N-au nici locuință, stați liniștiți, n-au nici proprietăți și nu-ți meriți, nu merg cu tramvaiul că zi-i meriți. Și da, am bani, dar vreau să știi,
nu-mi place cu mașina că e periculos, că facem accident și mașinile astea puternice, nu. Terminăm cu prostiile. N-au nici un sens. Înțelegeți? Și faptul că au mulți ani e inutil. Deci cine trebuie să devii? E următorul. Cine trebuie să devii, da? Și următorul punct, foarte, foarte important, când să începi, nu? Când să începi. Dragii mei, acestea sunt lecții foarte prețioase. Poate că par banale, dar credeți-mă că nu sunt banale. Dacă vreți să începeți să faceți bani în lumea asta, aveți nevoie să vă schimbați mintea. Cei care nu vor să schimbe mintea, vor avioane, din nou, stăm în canalul potrivit. Aici facem educație. Și facem educație, faceți educație cu cineva care consider că a reușit în lumea asta. Din mai multe considerente. Da? Cei care mă urmăriți de o bună bucată de timp și pe Instagram și mai departe știți despre ce vorbesc, mai ales cei care sunt studenți la mine în școală. Ce să faci? Păi îi nevoie să înțelegi dacă ți se potrivește spațiul ăsta. Cum îți dai seama dacă ți se potrivește lumea asta? Da? Să începi să tranzacționezi sau să investești în lumea aceasta. Dacă vrei să fii investitor, am discutat în clipul de ieri, e altceva. Dacă vrei să începi să tranzacționezi, atunci îți dai seama dacă ți se potrivește. Îți spun cum îți dai seama de chemarea ta într-un anumit domeniu. Dacă ăla e bine să-l faci. Te bagi singur în cameră, stai tu cu tine, nu contează ce vârstă ai, că ai 20, că ai 25, că ai 18, că ai 30, că ai 35, dacă nu ai făcut încă lucruri foarte, foarte relevante. Dar și dacă ai făcut, indiferent, te bagi în cameră, stai tu cu tine, dacă ești credincios, ești creștin, stai tu cu tine și cu Dumnezeu și te gândești ce îți place ce cel mai mult să faci și cum ți-ar plăcea să arate viața ta. Da, poate că sună clișeu lucrurile astea, dar credeți-mă că sunt foarte profunde, foarte, foarte importante. Nu sunt deloc clișeice. Stai cu tine și te gândești, bă, mi-ar plăcea să stau la birou, să tranzacționez. Care e capitalul meu? Sau cum aș putea să fac rost de capital? E bine oare să mă creditez? Ce am la capul meu? Pot să susțin un credit dacă mă creditez. Dar mai înainte de a mă credita, dacă nu am un capital, am învățat suficient domeniul ăsta, l-am explorat mult. Creierul nostru, doamnelor și domnilor, dragi ascultători, e programat în general să caute mai mult probleme în viață decât soluții. Vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Noi suntem obișnuiți să căutăm problemele în loc de soluții. Și până nu înțelegem că orice problemă are o soluție și noi trebuie să fim focusați pe a găsi soluții, pentru că dacă ești focusat pe a găsi soluții, începi să întreprinzi acțiuni efectiv în cotidian, în viața de zi cu zi, ca să mergi să apuci soluțiile. Și creierul nostru, din punct de vedere biologic, conservator. Da? Nu-mi place cripto, e un domeniu volatil, poți să pierzi foarte mulți bani, nimeni n-a făcut vreodată bani din cripto. Știu eu că unul a pierdut foarte mult. Bun, dar de ce nu știi pe unul care a și câștigat? Și știți de ce majoritatea nu câștigă și, în general, principiul care se aplică în viața de zi cu zi? Majoritatea nu câștigă pentru că nu sunt suficient de determinați. Nu le pasă de creșterea lor. Trăiesc o viață superficială, trăiesc o viață comodă. Înțelegeți? Stau pe canapia și se uit toată ziua la câte un meci sau fac lucruri total inutile și petrec timpul cu oameni inutili care nu îi ajută să crească. Cum credeți că pot să câștige oamenii ăștia? Ei nu studiază domeniul, sunt focusați în permanență pe probleme. Au un anturaj ineficient. Ascultă de părerile celor din jurul lor și nu au propriile lor păreri. De ce? Pentru a-și forma, e bine, o opinie reală pentru un anumit domeniu, pentru o anumită nișă. Dacă n-ai petrecut câteva sute de ore, aș trebui să spun, ca să nu merg la mii, într-un domeniu, ca să-l studiez, cum ai dreptul să te pronunți la el? Pentru că nici măcar nu ai o părere relevantă, nu ai o părere reală, fezabilă. Părerele tale, de fapt, nu sunt ale tale, sunt ale celorlalți. Și ceilalți de unde le au? Cât timp au petrecut într-un anumit domeniu ca să-și dea cu adevărat cu părerea despre domeniul respectiv? Deci îi nevoie să începi să te educi. Asta e nevoie să faci. Și să vezi dacă poți să ai o viață de pildă de trader. Nu-i așa? Că poate tu nu poți să fii static, poate și emoțiile astea, ai nevoie să lucrezi la ele. Vezi că ai cumpărat un activ, coboară, îl vinzi, nu știi de ce îl vinzi,
după care vezi că urc, iar îl cumperi sus, iar coboară, te gândești dacă să-l vinzi sau să mai aștepți, e bună moneda aia, tot primesc întrebări de genul ăsta, e bun proiectul ăla, ce părere ai de aia? No, întrebările astea, credeți-mă, știți de ce apar? Pentru că oamenii nu vor să-și aloce nici un timp să studieze. Ei vor principiul ăsta. Citez. Pică pară mălăiață în gura lună tăfleață. E un proverb românesc. Doamne ajută-mă să nu fac nimic și să îmburge, cum zice Bănățanu, banii peste mine. Eu v-am spus prima dată când dă năvală norocul peste mine, promit că vi-l donez. Ridicați mâna, da? Scrieți un comentariu acum. Cu donează-l. Da? Și vi-l donez. Numai că nu n-o dat peste mine până acum norocul. Da? Dacă o să dea, o să îl donez. Un alt element important. Cum? Cum fac asta? Am menționat, dacă ați fost atenți, adineauri de anturaj. Mai ales cei care sunteți noi. Încercați să nu stați pe lângă, cum zicea Schwarzenegger, naysayers. Cei care nu se poate. Dar de unde știi? Le-ai studiat foarte mult? E foarte, foarte greu. Dar le-ai studiat foarte mult? Dar știu eu pe cineva că o pierdut nu știu cât. Păi și ăla cât o studiat domeniul ăsta? Ok, bun. Deci părerea ta nu prea contează, da? E o părere nefondată, e o părere superficială. Bazată pe o altă părere superficială și părerea lui ăla e bazată pe o altă părere superficială. Și un șir de păreri superficiale pe care noi le împrumutăm, le luăm în mijlocul vieții noastre și spunem că eu știu domeniul ăsta. Nu. Switch. Da? Aici pun un S și îl și încercuiesc. Schimbarea minții. Facem un switch, facem o schimbare. Mergem în comunități unde se discută. Puteți să intrați, de exemplu, să fiți membri premium studenți la noi în școală în Greu Capital, unde discutăm în fiecare zi lucruri importante. Ne uităm la diferite monede, le analizăm, la diferite proiecte, le analizăm. Încercăm să anticipăm lucrurile mai dinainte. Încercăm, aveți, de exemplu, o secțiune de universitate, unde aveți o fel de lecții prețioase. Aveți o secțiune de lecții crypto și stocks, unde asimilați informație. Sunt câteva cursuri. Plus că aveți acces la o comunitate de peste 200 de membri, premium, ancorați în aceeași viziune și direcție ca și tine, oameni dornici să crească, care nu sunt acolo să pierdă vremea, că nu avem timp să pierdem vremea, timpul este prețios, cea mai prețioasă resursă, timpul înseamnă bani, tu nu vrei să pierzi timp. Fiecare să vii în GC, în Rec Capital, fiecare să mergi în altă parte, nu contează, mergi, educă-te. Foarte, foarte important. De ce? Care e motivația? Vreau să fac bani. Da, e bună motivația, dar dacă focusul nostru e pe bani în viața asta, numai bani, 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 suntem mânați greșit, suntem influențați greșit, doamnelor și domnilor. Focusul nostru nu trebuie să fie în viața asta numai pe bani, focusul nostru ar trebui să fie pe noi. Până la urmă, din toate astea 5 puncte, ce credeți că iasă? O proiecție cu tine din viitor. Deci ești tu, da, din viitor. Foarte important. Cea mai bună versiune a ta. Da? Cea mai bună versiune a ta din viitor. Asta trebuie să cauți. Cum? E nevoie de o schimbare. Da? Motivația. De ce? Nu pentru a face bani. Pentru că banul trebuie să fie o consecință a unui lucru bine făcut. Eu am tot spus lucrul ăsta. Dacă ești cel mai bun dintre zidari, nu știu, te ocup cu zidărie. Toată lumea vrea să lucreze cu tine. Tu ești cel mai bun. Bă, vreau să lucrez cu zidarul ăla. Bă, cum pui tu cărămidă peste cărămidă, bolțar peste bolțar? Nimeni nu pune. Toată lumea vrea să lucreze cu tine. În felul acesta, cererea e mare. Ce se întâmplă? Oferta crește. E simplu. Crești prețurile. Tu dai prețul în piață. De la tine pleacă prețul, dacă vrei. Dacă ești foarte, foarte bun. Deci, focusul nostru, de ce? Pentru a învăța o nouă abilitate. Și dacă asta ține sau e axată spre zona cripto, pentru că ăsta e un canal în zona respectivă, atunci e super, super ok. Axează-te să înveți un skill. Dar atenție, necesită timp. Foarte mulți nu reușesc pentru că nu vor să plătească prețul răbdării. Răbdarea este amară, dar fructul răbdării este dulce. Punct! Înțelegeți? Răbdarea este amară, dar fructul răbdării este dulce.
Oamenii nu vor să aibă răbdare. Uitați-vă la oamenii din jurul vostru. Milionar peste noapte, Lamborghini peste noapte, vile peste noapte, iahturi, concedii și se trezesc la 40 de ani că proiecția e tot aia, dar nu întreprinzi nicio acțiune. Da? Pentru că, în realitate, de fapt, niciodată n-or dorit lucrurile alea foarte, foarte mult. Sau a fost doar o idee nefastă în mintea lor. Un vis pentru care nu erau dispuși să muncească și preferau să se uite la alții. O, da. Și aia care reușeau, sigur, o făcută la, că știu eu că o făcută la nu știu ce pe acolo. Înțelegeți? N-au fost dispuși să plătească procesul. De ce? Pentru a învăța o abilitate. Ăsta e un alt S, putem spune skill. Skill, foarte important. Pentru a învăța abilitatea asta. Ce doamne, astea criptovalute? Ce doamne Artemis blockchain-ul ăsta? Care-i faza cu ele? De ce intrăm în lumea asta? Da, vrem să facem bani, ok, banul trebuie să fie o consecință a unui lucru bine făcut. Și știu că acum e sezonul meme coinurilor și probabil asta se întâmplă și în ecosistemul Multiverse X, fostul egele de Elrond, cu Bobber și așa mai departe. Da, puteți să faceți bani, dar e și un risc enorm, mai ales și care sunteți noi, voi nu puteți gestionați emoțional lucrurile. Băgați 1000, aveți 2000, după aia mai aveți 500, înțelegeți volatilitate de natura aceasta, nu știți ce să faceți. Frica asta vine din lipsa de opțiuni, nu aveți opțiuni pe lista voastră, v-am învățat și în alte materiale. Adăugați opțiuni, opțiunile le dau și prin studiu, punct. Cine trebuie să devii? Trebuie să devii efectiv o mai bună versiune. Serios, astea sunt lucrurile de fapt care contează. Astea sunt lucrurile relevante. Pentru că ce ai aici în timp nu o să-ți ia nimeni. Câteodată bani poți să ai. Și într-un moment ineficient, poate că ai prins prea mare încredere în tine, poți să falimentezi. Dar în realitate ai falimentat doar dacă rămâi acolo. Însă șocul ăla emoțional, din punct de vedere financiar, poate să vină. Dar cine ai devenit în proces, da? Cine trebuie să devii în procesul ăsta, cine îi nevoie să devii în procesul ăsta, e mult mai important decât cine devii. Chiar John Maxwell, unul dintre cei mai mari lideri la nivel macro, spunea lucrul acesta. Este foarte important cine devenim. Devii o persoană mai bună? Pentru că banul, atenție, poți fi doar un amplificator, să scoată ce mai rău din tine. Tu vrei bani. Și nu-i rău. Vrei prosperitate. Și nu-i rău. Dar cine devii în proces e mult mai important decât cine efectiv o să fii. Da? Deci trebuie să ai proiecția asta în minte, în permanență. Când să începi? Și să vă dau exemplu personal. Acum! Punct! Poți să începi acum. Plus că e un moment propice, este într-un bull market, proiecția 2024-2025 în cripto e una interesantă, cel puțin cei care o să vedeți mai târziu clipul ăsta, o să vedeți în 2025 cam asta îi. Dar acum e o proiecție foarte, foarte, foarte interesantă. Dar nu doar pentru că e proiecția asta, și dacă era un bear market. Bun, mulți nu erați aici dacă era un bear market, că n-auzeați de nu știu ce monedă care a crescut nu știu cât și el s-a îmbogățit peste noapte și acum conduce nu știu ce mașină și mâine, Doamne ferește, poate nu mai auziți nimic de el. Că de multe ori ce vine foarte repede, nu știu cine să gestionăm emoțional și pleacă la fel de repede. Înțelegeți? So, sper că sunteți încă aici cu mine, da? E bine să începi acum. Eu vă spun așa. Când eram la liceu, la un exemplu aveam 18 ani, am început să întreprind activități motrice. Și primul lucru l-am auzit, mușchi, proteine, figuri. Nu. Perioada de liceu. Atunci au trecut 10 ani de zile. În continuare întreprind activități motrice. În continuare am grijă de corpul meu. În continuare am grijă la ce mănânc și cât mă antrenez. Pentru că este important. Eu nu mai întreprind acum activități motrice să am bicepsul mare. Da? Am spatele mare, merg ca dulap. Nu mă interesează lucrul ăsta. Ci pentru a fi un om disciplinat, pentru a menține disciplina, pentru a fi un om consecvent. Când dau mâna cu cineva, mă interesează că am biceps. Mă interesează că în primul rând acel om să înțeleagă că dă mâna cu un alt om disciplinat sau cu un om disciplinat. Este pentru mine, nu contează, nu este pentru ceilalți. Tot ceea ce faceți, faceți pentru voi.
Da? Da, e important să învățăm să ne iubim. Nu până la starea de ultranarcisiști. Pentru că dacă tu înveți să te iubești pe tine, da, și să te prețuiești și să dai plus valoare în mijlocul vieții tale, o să înveți să apreciești pe cei din jur, să iubești pe intermediul spre lung, da? Foarte important. Principiile astea trebuie să le aplici dacă vrei să intri în cripto sau în orice alt domeniu. Da, încercați să înțelegeți principiile din spate. Pentru că lucrurile nu sunt atât de simple și nu contează câți ani aveți în spațiu cripto sau în orice alt domeniu. Dacă n-ați prosperat foarte, foarte mult, nu contează câți ani aveți. Ați făcut niște lucruri ineficiente, punct, schimbați-le. Ne schimbăm mintea. Altfel, nu o să avem randament. După care, am început să deschid un business. Da? Oamenii au spus că e greu, că o să falimentez. Mai apoi, când m-am apucat de cripto, în urmă cu aproximativ, din nou, aproape 5 ani de zile, unii au spus păcănele, jocuri de noroc. Majoritatea vin acum să-i ajut, să le dau un sfat vis-a-vis de o dietă, să le dau un sfat vis-a-vis de un antrenament, să le dau un sfat de business. Da? Ce să facă? Cum să înceapă? Care sunt furnizorii? Cum, Doamne, ar te mășrează un MVP, un minimum viable product să-l arunce în piață? Cum își analizează concurența? Cum să înceapă să posteze pe social media ca să-și facă brand awareness? Da? Majoritatea vin acum să-i ajut. În ce monedă să investească? Ca să nu-și bate ei capul, că din nou pică paramăleață în gura lună tăfleață. Nu? Majoritatea vine acum să-i ajut. Când să începi? Acum. Nici niciodată un moment mai bun ca acum. Tot ce ai prezentul, ziua de astăzi, momentul de acum. Începe cu adevărat să adaugi plus valoare în mijlocul vieții tale. Gândiți-vă la versiunea voastră cea mai ineficientă. Ce face versiunea voastră cea mai ineficientă? Poate că se uite la prea multe filme pe Netflix, poate vă consumați timpul cu alcool, poate vă consumați timpul unii dintre dumneavoastră cu droguri, poate vă consumați timpul prea mult unii dintre dumneavoastră cu pornografie. Nu știu. Sunt niște boli care se întâmplă acum în societatea actuală. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să dăm lucrurile pe șleau. Pe șleau, să le spunem pe șleau, efectiv. Poate că prea mult, dragii mei, sunteți la party-uri. Da? Poate că prea mult, nu știu, aveți diferite dependențe, jocuri de noroc. Cripto nu sunt jocuri de noroc. Investitul la bursă nu are nimic de a face cu jocuri de noroc. Cu jocurile de noroc, pardon. Nimic. Aici e vorba de studiu, aici e vorba de emoții bine gestionate, aici e vorba de un plan de tranzacționare, câte tranzacții au într-o săptămână, câte tranzacții au într-o zi, cât sunt dispus să pierd, care e capitalul de lucru. Aici e vorba de acțiune în baza acelui plan și mai apoi de câștig. Elemente foarte, foarte importante. Când să începi? Acum. Am parcurs elementele astea importante. Ce să faci? Cum să faci? De ce? Pentru a învăța un skill. Cine trebuie să devii? Foarte important. Și când să începi? Nu amânați creșterea dumneavoastră. Puneți preș pe creșterea dumneavoastră. Lăsați pe vecinul, capra vecinului, pe X, pe Y. Nimeni nu o să pună preț mai mult pe voi decât voi înșivă. Și din perspectiva mea de creștin, Dumnezeu. Asta e o altă discuție. Pentru un alt material. Înțelegeți? Important să începeți să aveți o atitudine diferită. Nu puteți să mai faceți tot ce ați făcut până acum, așteptându-vă să aveți alte rezultate, pentru că nu funcționează. Și materialul ăsta nu a fost material care să vă gâdile ego-ul, nu v-am spus ceea ce doriți să auziți neapărat. Poate că pe unii dintre dumneavoastră i-am deranjat. Who cares? Cui pasă? Eu sunt așa cum sunt, atât cât știu, atât cât pot și vă transmit informația așa cum o vreau eu. Vă spun lucruri care pe mine mă ajută, le fac în continuare. Am un program bine determinat, bine stabilit și îmi doresc efectiv în fiecare zi să cresc. Nu am timp de pierdut în anturaje ineficiente, nu am timp de pierdut cu alcool. Sunt căsătorit cu o femeie minunată, da? Îmi place viața de familie. N-am timp de pierdut în locuri inutile cu oameni care nu mă apreciază, v-aș încuraja, v-aș sugera să faceți la fel. N-am timp de pierdut cu țigări, n-am timp de pierdut cu droguri. N-am timp de pierdut făcând lucruri inutile. Vreau să construiesc lucruri sănătoase și ceea ce arunc în social media să servească pe termen mediu spre lung ca o moștenire.
pentru generațiile de acum și pentru celelalte. Îmi place să fac lucrul ăsta, fac tot ce-și fac aici din pură pasiune, îmi rup din timp pentru a vă filma materiale, sper că utile, sper că v-a servit totodată acest material și amânarea nu te face mai bun. Acțiunea și intenționalitatea de a mișca lucrurile în mijlocul vieții tale îți va schimba viața pe termen mediu spre lung. Miza nu este să fii mâine milionar. Nu asta e. Miza e să devii un om relevant în proces, să ai parte de procesul ăsta. Da? Miza este să ai grijă ce oameni primești în jurul tău, ce bagi în fiecare zi în urechile astea, ce bagi prin ochii ăștia în fiecare zi, pentru că aia îți va influența viața. Miza îi procesul, da, răbdarea care are gustul amar. Că mai apoi să culegi și fructul. Și în felul acesta crede-mă că dacă pui toate lucrurile astea în aplicare și ești dedicat, ești intențional cu privire la ceea ce am discutat astăzi, aș putea să spun că într-un an de zile, în 2 ani de zile, o să fii mult, mult, mult mai departe. Poate nu o să fii milionar într-un an, doi. Dar nici nu trebuie. O să fii mult, 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 mult mai departe. Începe să întreprinzi activități motrice, stai în anturaje faine, da? Intră în platforme educaționale unde înveți, fie că vii la noi în Greu Capital, ai un link în descrierea clipului, fie că mergi în altă parte, atenție. Începe să te înconjori efectiv de oameni faini, începe să ai grijă ce mănânci, da? Începe să ai un stil fain, să fii curat, să fii un om poate îmbrăcat bine, să fii punctual, să fii la timp, să fii onorabil, valoros în ceea ce spui. Foarte important. Da, o să fie da, nu o să fie nu. Lucrurile astea le poți controla. Acțiunile astea de zi cu zi le poți controla. Și acțiunile astea îți vor determina viața. Nu uita de un like, un subscribe și share clipul ăsta să-l vadă și prietenii tăi. De ce nu? Sper că te-a ajutat și cred că dacă faci lucrurile astea o să ai succes. Și în cripto, dar dacă nu ți se potrivește și în domeniile pe care tu le ai acum aminte sau după care, de ce nu, tânjești sau ți le dorești. Și te-am spus, în punctul numărul 1, și cum le identifici. O zi bună, mă înclin cu drag, Robert.